Ce părere despre acest eveniment? Mi se pare o idee extraordinară de a atrage atenția asupra Fundației Hospice, Casa Speranței. Eu sunt alături de Hospice deja de mai mulți ani și mi se pare chiar unul dintre cele mai inedite evenimente la care participă oricum. Și cu atât mai mult că are un scop nobil, că oamenii ăștia aleargă cu zâmbetul pe buze, dar aleargă pentru o cauză nobilă. Iar eu am venit aici cu cele mai bune intenții de a aștepta la final cu medaliile pe care și le merită cu prisosință. Nu neapărat, adică odată pentru performanța fizică, efectiv, dar și pentru faptul că aleargă cu sufletul, pentru bolnavii care se află în stadii terminale sau care suferă de boli incurabile. De alergat când te vedem? N-am venit pregătită. Ce-i drept, am alergat de mult de când cu copilul meu, mai mult cu el acolo în brațe. Asta e sportul meu. Stat în brațe cu bebelușul în brațe. Dar am zis că ar fi o performanță să urc cu ce sunt încălzată până sus la etajul 34. Nu știu. O să alerg și eu. Poate data viitoare mă înscriu. N-am mai fost pregătită acum cunoașterea de un efort așa, un efort fizic atât de mare ca cel pe care îl împlinesc astăzi. Și sunt și sportivi care practică un sport, dar sunt și pur și simplu voluntari care au vrut să se implice în acest proiect. Adică nu sunt neapărat... am auzit că, uite, văd acum, recunosc alte persoane care s-au alăturat cauzei, deci care nu sunt neapărat sportivi, dar care vor să atragă atenția asupra actelor pe care le întreprind cei de la Casa Speranței Hospice. Eu chiar am fost în centrul lor, știu o mare parte din echipă, am cunoscut și o parte dintre pacienți, am fost la ei acasă, am vorbit cu ei, adică știu exact cum funcționează și știu ce suflet s-au adunat aici și mi se pare incredibil și mi se pare normal ca eu, ca și persoană publică și prin popularitatea pe care mi-am câștigat-o în an de zile să mă folosesc de ea ca să atrag atenția asupra unui scop nobil. Adică, na, trebuie să facem și asta. Adică ține de responsabilitatea noastră ca persoane publice să ne alăturăm unor cauze nobile. Mersi frumos, numai bine!